E obosit pământul de boli și de venin, de atâta răutate, de stricăciune, chin. Mai mult ca niciodată e omul cufundat în mlaștina ce trage sufletul jos în iad. E plin de atâtea rele, de sfrâu și oameni răi. Păcatul e o modă servită în mii de căi. E preasătul pământul, cu Edenul începând și până azi, paharul până la refuz umplând. Mai poți răbda, părinte, veninul diavolesc, pe cei creați din tine, ce atâta te hulesc? Mai poți răbda, părinte, pe omul ce-a întrecut Sodoma și Gomora, de atâta rău făcut? Eternule, părinte, de mâine vei veni să judeci omenirea, lovind-o cu urgii, știind că ai în lume copii salvați prin har. Înainte de urgie, răpește-ne în țoar. Căci tu ne-ai spus odată, prin sfântul tău cuvânt, că în ceasul încercării vom sta în brațul sfânt, că în tine nu e frică și mare mila ta, iar cei iubiți de tine în ceruri vor intra. În sfântă așteptare ne închinăm smeriți, plecați în rugăciune cu cei dragi nelipsiți, cu toții împreună, uniți într-un sfânt dor, până va suna trompeta plecarea spre alte zări.